Ața, s-a trezit dulceața. Firățele, dracu, pregătesc un risotto. Pilafă. Vreau să ciupercile acum ca să fie treaba, treaba, ca să fie bine, ca să nu-mi place fost mie să mănânc ciuperci de-astea și să le gătesc ca să fie treaba, treaba, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Păi ce dracu? Fac cu ciuperci, cu ceapă prăjită și trebuie să cure și usturoi. Țin-o, Doamne, sus. Fac un pilaf. Cu ciuperci, ceapă verde, usturoi, vin la noi. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Vreau și eu. Da, vrei și tu. Era să scop prostie ce vrei și tu. Auzi, că ciuperci otrăvitoare, îți dau bloc. Trufe, pui, de unde dracu, fată? Eu am bani de trufe, auto și pasta. Eu gătesc românește, fată. Așa, acum tai ciupercile. Cu ce le faci? E, cu orez, cu ce dracu să le fac? Șofran? Ce șofran, Monico, firia dracu? De unde am eu fă bani de șofran? Eu sunt atent aici să nu-mi tai degetele. Facești puțin curățenie la locul de muncă. Și acum tocăm ceapa, ca să văd unde am pus usturoiul. Miroase ars. Du-te, fată, de aici cum să-ți miroase ars. Îți dau bloc, auzi-o și pasta, că e miroase ars. Ioleșin. De la șef Cătălin Scărătescu, l-am avut toată în emisiune. Și știi cum punea el usturoiul? Făcea cu, așa cum apăs eu pe el și îl punea așa întreg în ăla și pe aceea l-arunca. Mi-e-mi place cu usturoi mult, maică. Ceapă verde, usturoi, ciuperci. Am orezul aici, pe care l-am fiert și îl pregătesc acum, uite-l. Lasă să se topească untul tigaie. Așa, pun usturoiul. Usturoi. Cât usturoi, e vermișor? Da, cred că am și vermișor, da, pun că mă cac în prăștia. Acum pun și ceapa. Și acum pun ciupercile. Pun și puțină sare. Uite ce bine arată, se vede? Se vede? Că nu știu cum să dau. Deci aici am pus ciuperci, am pus usturoi cu ceapă, i-am călit în puțin unt și am adăugat și ciupercile. Ia, se vede mai bine acum? Ca se vadă și pe Facebook. Arată senzațional, aici este orezul. Acum adaug și orezul. O, ce bine arată. Frățiuer. Ia uite-l. Usturoi cu ceapă călită puțin unt, adăugat de ciupercile și orezul. Mamă, deci e bombă. Deci este bombă. Este vis, vis. Mamă, sunt mai și? E vis.